Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Lăudat să fie Domnul, amin. El, Dumnezeu, cel preanalt, Dumnezeul despre care Scriptura spune că tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic, prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Amin. El este Domnul nostru și sunt plin de bucurie că în seara aceasta suntem în casa Lui și putem să-L lăudăm. Lăudat să fie Domnul! Din veșnicie în veșnicie El e Dumnezeu și El este lăudat de milioane și milioane de oameni care L-au primit ca Domn și Mântuitor. În seara aceasta mă gândeam că fratele Timotei o să încheie ora de rugăciune cu rugăciunea Tatăl nostru. Și atunci m-am gândit, pentru că ăsta e și textul din care vreau să subliniez câteva lucruri, nu-l voi repeta și mă gândeam, voi citi un verset frumos. Și vă rog să deschideți cu mine la Proverbe, capitolul 18, versetul 10, un verset extraordinar, un verset prin care Dumnezeu își descopere toată slava și gloria pentru noi oamenii, pentru cei neprihăniți. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Haideți să rostim cu toți. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Amin. Numele Domnului, el este un turn tare și cel neprihănit, cel credincios, fuge în el, în Domnul, și stă la adăpost. Ce minunat! În urmă cu câțiva ani, pe când președintele Bush încă era la Casa Albă, una din fiicele lui a scris o carte frumoasă, Tatăl meu, președintele. Și a scos în evidență câteva caracteristice ale fostului președinte. În seara aceasta eu sunt plin de bucurie, fiecare dintre cei ce suntem în casa Domnului. În seara aceasta putem să spunem, Tatăl meu, Dumnezeu, slăvit să-i fie numele, Tatăl meu, Dumnezeu, și cred că fiecare dintre cei ce suntem prezenți în seara aceasta aici, suntem într-un număr așa de frumos și spun slăvit să fie Domnul, parcă e zi de duminică. Și pentru credincios, fiecare zi trebuie să fie o duminică. Amin? Să ne ajute Domnul să trăim în prezența Lui și pentru slava și gloria Lui și așa cum v-ați rugat în seara aceasta, pentru binecuvântarea altora, a multora. Amin? Dumnezeu să ne facă cu adevărat să fim mâna Domnului care lucrează în vremurile în care Dumnezeu ne-a așezat, în așa fel încât să putem să-L descoperim pe Domnul în toată splendoarea, în toată gloria. Spuneam, fiecare avem atâtea mărturii în viața noastră și atâtea lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut frumos la vremea potrivită și am putea să scriem fiecare o carte despre modul în care Dumnezeu ne-a dat iertare, ne-a dat binecuvântare, ne-a așezat în casa Lui, ne-a pus cu piciorul pe stâncă, ne-a pus pe buze o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru și ne-a deschis ochii să vedem lucrurile Lui tainice, mărețe, glorioase. Și în seara aceasta aș vrea să vă îndrept privirile prin Scriptură spre Dumnezeul acesta totputernic, care vindecă inimi, care numără stelele și le dă nume, Dumnezeul cel totputernic, Dumnezeul Tatăl nostru, slăvit să-i fie în veci numele. Amin. Numele lui Dumnezeu în Biblie au semnificații profunde și diverse. Fiecare descopere diferite aspecte ale naturii și caracterului lui Dumnezeu. Fiecare nume pe care îl găsim în Scriptură despre Domnul nostru ne descopere aceste lucruri deosebite. Iată câteva din cele mai importante nume
ale lui Dumnezeu pe care le-am găsit și le cunoaștem, dar succint aș vrea să vi le prezint în seara aceasta. Primul pe care Domnul l-a pus în inima mea în seara aceasta este Iahve. Adesea e tradus cu Domnul. Este numele personal al lui Dumnezeu revelat lui Moise atunci când cu turma lui în pustie a ajuns într-un loc unde a văzut ceva arzând, o tufă, și s-a apropiat și Dumnezeu i-a vorbit și Dumnezeu s-a prezentat și a spus: Eu sunt cel ce sunt. Aceste cuvinte indică eternitatea și autosuficiența lui Dumnezeu. Iahve este prezent pe pământ, e accesibil, aproape de cei care strigă la el pentru scăpare, pentru iertare, pentru călăuzire. El s-a apropiat de noi pentru că noi nu ne-am fi putut apropia de El și ni s-a descoperit prin numele Lui minunat și Biblia ne vorbește de alte locuri în care numele Lui Dumnezeu este descoperit și următorul nume este Elohim, un nume general pentru Dumnezeu folosit în Biblie, în special în Vechiul Testament, este un plural al majestății, sublinind puterea și suveranitatea lui Dumnezeu. Nimeni nu este ca și Domnul. Niciun împărat din lume, din univers, nu este ca și Domnul nostru. Următorul nume este Adonai. Înseamnă Domnul meu sau stăpânul meu. Reflectând autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor oamenilor și asupra tuturor lucrurilor, asupra universului întreg. El este Adonai, Dumnezeu cel mare, Dumnezeu veșnic, Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul și care le ține pe toate cu puterea cuvântului său, slăvit să-i fie numele. Următorul nume este El Shaddai și numele acesta tradus Dumnezeu atotputernic sau Dumnezeu cel suficient. Dumnezeu care ni se descopere și care face lucruri mari și am încă câteva nume frumoase, dar timpul e așa de înaintat și voi trece peste ele și mă voi opri în seara aceasta la un nume extraordinar, un nume pe care Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ni l-a descoperit în toată frumusețea și care a fost cel mai folosit de Domnul când a fost aici pe pământul acesta. Știți care este numele? Tată. Tatăl nostru care ești în ceruri. Așa de mult a iubit Domnul numele acesta, încât la 12 ani, când a rămas pierdut în templu și au venit părinții lui și l-au căutat, el s-a uitat și le-a pus o întrebare. De ce vă îngrijorați? De ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Unde în altă parte e copilul lui Dumnezeu decât în casa lui Dumnezeu? Și apoi, dacă acestea sunt primele cuvinte pe care ni le descopere Scriptura pentru noi oamenii, rostite de Domnul Iisus Hristos, știți care au fost ultimile cuvinte? Luca, capitolul 23, versetul 46. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe
și-a dat Duhul. Era pe Golgota, pe cruce, răstignit între cei doi tâlhari și mai întâi i-a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și apoi, ultimele cuvinte sunt acestea: Tată, unde alergi atunci când simți că ești copleșit de încercări, de dureri, de poveri, când nu mai e pe nimeni să te înțeleagă? Cele mai tainice momente și binecuvântate în viața credinciosului sunt momentele în care, închis în odăiță, plecat pe genunchi, înaintea celui ce a făcut cerul și pământul, te pleci cu îndrăzneală și îi spui: Tată, pentru că Iisus Hristos te-a răscumpărat și ești copil de Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în seara aceasta succin doar, pentru că timpul deja a zburat, aș vrea să vă spun că ultima dată când am vorbit din textul acesta, am văzut că această rugăciune pe care ne-a învățat-o Domnul Iisus Hristos ne-a chemat să avem o relație corectă cu Dumnezeu, adică El să fie Tatăl, noi să fim copiii Lui. Am văzut că suntem chemați să avem reverență atunci când ne plecăm înaintea Domnului, a Mântuitorului nostru, și am văzut că suntem datori ca în fața Lui să putem să stăm și să dorim venirea împărăției sale. Astăzi, din nou, voi explora împreună cu dumneavoastră rugăciunea Tatăl nostru și aș vrea să observăm două lucruri foarte importante. Prima parte a rugăciunii este partea în care e scos în evidență Dumnezeu în toată splendoarea, în toată gloria, Dumnezeu, și despre El ne spune: în numele Tău, împărăția Ta, voia Ta. Toate lucrurile acestea sunt despre Dumnezeu, iar partea a doua este vorba despre noi, trecutul, prezentul și viitorul nostru. Și dacă ne uităm în partea a doua, observăm că sunt scrise aceste cuvinte: pâinea noastră cea de toate zilele, iartă-ne greșelile noastre și nu ne duce în ispită pe noi. Aici este vorba despre noi, oamenii, și aș vrea să observăm foarte succint câteva lucruri foarte importante. Dumnezeu este Cel care e interesat de numele Lui, și dacă veți citi în Ezechiel, capitolul 36, versetul 32, cuvântul Domnului vine și spune: voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri. Dumnezeu este Cel care va face lucrul acesta și El va da binecuvântare. El e Cel care proslăvește numele Lui și îl înalță. Apoi El vorbește despre împărăție, Domnul Iisus Hristos, și în Matei, în capitolul 6, versetul 33, Iisus ne învață să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea, și celelalte lucruri ne sunt promise de Dumnezeu că le vom primi pe deasupra. Așa lucrează Dumnezeu, așa face El lucrarea minunată. Și apoi: facă-se voia Ta. Și ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos în rugăciune, care a venit și a spus: facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Noi suntem îndemnați de cuvântul Domnului, de Biblie, ca întotdeauna să căutăm să facem voia Ta. Iată, dacă stăm să privim, numele Domnului e proslăvit de Domnul însuși, împărăția Domnului este făcută de Domnul Iisus Hristos, e pregătită de Domnul Iisus Hristos, și
ne uităm în cuvântul Domnului că Duhul lui Dumnezeu este Cel care face voia lui Dumnezeu pe pământ și care ne ajută pe noi să facem lucrul acesta. Și doar menționez celelalte lucruri frumoase pe care le face Dumnezeu pentru noi oamenii, pâinea noastră, cea de toate zilele. Aici scoate în evidență textul că noi suntem dependenți total de Dumnezeu și în fiecare zi noi avem nevoie de pâinea care coboară din ceruri și care dă o binecuvântare pentru fiecare din noi. Noi suntem chemați, într-adevăr, la această lucrare binecuvântată, la această lucrare care este pentru noi o revărsare de har. Apoi observăm că aici cuvântul Domnului vine și ne învață în mod foarte clar că această pâine este oferită de Dumnezeu și o avem pentru că El este plin de dragoste. Apoi ne uităm la momentul în care Domnul ne învață să spunem și ne iartă nouă toate greșelile noastre și într-un mod deosebit ne arată să fim într-o relație corectă cu cei din jurul nostru și să iertăm așa cum Dumnezeu ne-a iertat și pe noi în Hristos. Efeseni, capitolul 4, versetul 32 în continuare. E un verset extraordinar și ar fi o mare binecuvântare să-l citim când vom fi acasă. Și apoi, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Iar în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, Pavel spune că Dumnezeu nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre, ci împreună cu încercarea. El, Dumnezeu, descopere și mijlocul ca să putem să ieșim din ea. Un lucru cu care vreau să rămânem e următorul. Împărăția, pâinea pe care ne oferă Domnul este din partea Tatălui. Iertarea greșelilor noastre o face Fiul prin jertfa de la Calvar și faptul că nu suntem duși în ispită e lucrarea Duhului Sfânt care în viața noastră aduce multă binecuvântare. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne amintim mereu, mereu această rugăciune frumoasă. Tatăl nostru e Dumnezeu, Cel care a făcut cerurile și pământul. Cum ar trebui să venim înaintea Lui în așa fel încât să putem să beneficiem de îndurarea, de harul Lui, de binecuvântarea Lui? Imaginați-vă tânărul, fiul risipitor, în zdremțe, după ce a pierdut tot ce a avut, s-a întors cu lacrimi și cred că în inima lui își punea întrebarea: cum mă va primi tata? Nu am niciun merit, dar știu că acolo, în casa lui, până când și argați o duc mult mai bine decât mine, despărțit și departe de tata. Și știm dragostea tatălui, care l-a îmbrățișat, i-a luat toate poverile, toate durerile, toate necazurile, l-a îmbrăcat cu haină nouă, i-a pus un inel în deget, semn că aparține tatălui, i-a pus încălțăminte și l-a primit într-o sărbătoare. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine, ești Tatăl nostru, ești Dumnezeul nostru, fii slăvit în veci. Amin.